vizitat de curând Mănăstirea Polovraci și m-am gândit să vă prezint în câteva imagini și vouă. Accesul este unul facil, făcându-se din DN67, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, ape pe drumul comunal care este unul bun, așa cum se vede și în filmare. Mănăstirea Polovraci este de fapt un complex monahal situat pe un platou superb la poalele muntelui Piatra Polovracilor, aproape imediat la ieșirea din cheile Oltețului, la marginea localității Polovraci, din județul Gorj. Este aproape de peștera Polovraci, pe care mănăstirea a și administrat-o timp de 300 de ani. Mănăstirea Polovraci a fost construită în jurul anului 1500 de Radu și Pătru, fiii marelui boier Danciu Zamon, menționați într-un Hrisov al acelor vremuri. În anul 1629, în timpul domnitorului Alexandru Ilieș, mănăstirea intră în posesia boierului Părăianu Milescu, ban al Craiovei. În anul 1643, Danciu Părăianu construiește biserica ca actuală cu ajutorul domnitorului Matei Basarab. În timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu s-a restaurat biserica, căreia i s-a înălțat turla, i s-a adăugat un pridvor în stil brâncovenesc, s-a zugrăvit interiorul, s-au refăcut chiliile, clopotnița, precum și zidurile de cetate. În timpul stăpânirii austriece asupra Olteniei, mănăstirea a fost trecută în rândul fortificațiilor defensive. Unul din generalii celor vremuri ales o drept reședință, adăpostind între zidurile ei un batalion de oști de la anul 1700. Mai târziu, la 1802, mănăstirea a fost prodată de trupele târgărești ale unui anume Pazvan Toglu, pus de sultan Pașa de Vidin și care face în acei ani dese expediții de jaf în țara românească. Legenda spune că atunci călugării i-au ascuns în apa Oltețului odoarele mănăstirii Polovraci. Pictura bisericii a fost realizată în mare parte în timpul lui Constantin Brâncoveanu, de primii meșteri ieșiți din școala brâncovenească de la Curez. Mănăstirea are un muzeu cu o bogată colecție de icoane de pe lemn și pe sticlă, precum și depozitul de carte veche ce cuprinde peste 3.000 de volume. În prezent, la Mănăstirea Polovraci, sunt puțin peste 20 de maici, care pe lângă activitățile zilnice specifice unei mănăstiri, fac dulcețuri din fructe de pădure, cireșea mare, prune și gutui, de o calitate excepțională. Așadar, când aveți ocazia, vă invit să vizitați acest complex monahal de o rară frumusețe arhitecturală și mai ales cu o altă încărcătură spirituală.